Ieri, conducerea primăriei Deva a organizat o întâlnire cu reprezentanții ai unităților de învățământ din municipiu, cu scopul de a informa cu privire la lansarea apelurilor pentru obținerea de finanțări nerambursabile europene și naționale. Astfel, unitățile de învățământ pot accesa finanțări pentru lucrări de izolație termică, îmbunătățirea sistemului de încălzire, surse regenerabile de energie, consolidare seismică. De asemenea, școlile au posibilitatea obținerii de fonduri nerambursabile și pentru dotare și digitalizare, dotări IT, de laboratoare și ateliere, construcții noi și extindere pentru școli supraaglomerate, realizare, acces pentru persoane cu dizabilități și așa mai departe. La întâlnirea de ieri s-a întocmit o listă cu solicitările unităților de învățământ pentru care se dorește finanțare și identificarea surselor de finanțare pentru fiecare în parte. În perioada următoare vor fi întocmite documentațiile tehnice în vederea depunerii cererilor de finanțare.